Acum a revenit, au scăpat de comuniști și au făcut un partid unic de dreapta în Taiwan. Și au făcut o felul de crime și așa mai departe. Și acum iau exact aceeași problemă pe care avem noi, numai că nu cu comunismul, ci cu PKK-ul, cu fostul partid. Și discutam în ce măsură, când ai o linie din asta de fractură în societate, compromisul politic e sau nu e posibil. Și nu cred că există un mare, posibil, un mare compromis major, cum ar veni. Nu cred că e posibil. Există compromisuri micuțe care, în momentul în care se acumulează, dar iau timp, o să dureze în timp și până la urmă devine o chestie de biologie. Că la un moment dat oamenii mor. Și asta este.